Trofeul Chitara Dunării a fost câștigat anul acesta de Tudor Cosma din Cluj. În perioada 8-10 noiembrie, la Călăraș s-a desfășurat Festivalul Concurs Național de Muzică Folk, Chitara Dunării, ajuns la cea de-a 11-a ediție. Iubitorii muzicii folk au fost prezenți în număr foarte mare în cele 3 zile de festival, desfășurat în sala Barbu Știrbei a Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Printre artiștii consacrați prezenți pe scena festivalului de folk, invitați să susțină recitaluri s-au regăsit Nico Alifantis, Mircea Rusu Band, Krypton Unplugged și Fără Zahăr. De asemenea, au susținut recitaluri Cosmin Andrian și Valentin Barbu. La festivalul concurs au participat 13 concurenți. Ați fost prezent la festivalul Chitara Dunării. Cum vi s-a părut festivalul concurs organizat anual la Călăraș? Excepțional. Excepțional organizatoric vorbind, nota 10 pentru organizatori. Excepțional din perspectiva tinerilor concurenți care s-au prezentat pe alocuri la înălțime și, într-un caz excepțional, cel al câștigătorului Marelui Premiu, un muzician de care cu siguranță veți mai auzi, care va face o carieră. Să înțeleg că v-a încântat câștigătorul festivalului. Da, da, ăsta e cuvântul. Încântător. De altfel, după festival, la seară, la masa festivă, ne-a cântat un pic, a ascultat și Nico Alifantis și pe loc, reacția a fost promptă, i-a dat cartea de vizită spunându-i, eu îți voi produce discul. Următorul album. Da. Da, asta ne va răspunde el dacă este primul album. Și asta sau... spune, da, este primul, pot să spun eu. Spune de la sine această reacție promptă despre ce înseamnă talent, valoare și, mă rog, un om dăruit. Marele câștigător al festivalului Chitara Dunării. Cum te simți? Te așteptai să câștigi premiul? Nu mă așteptam chiar deloc. Am fost surprins și... cumva a fost, e ceva neobișnuit pentru mine, eu nu fac muzică în general decât în cameră, poate că am cântat 6-7 concerte în fața 30 de oameni. Doar atât? Doar atât, da. Este primul festival de asemenea amploare? A fost primul festival în general la care am participat și am venit pentru experiența scenică. Am înțeles că ești medic? Sunt medic de profesie și până acum 2 săptămâni am și profesat, acum am luat un an liber să mă ocup de niște cântece pe care le-am scris. Da. Să înțeleg că îți place mai mult muzica? Dacă ai renunțat un pic, ai făcut o pauză la medicină? Îmi plac ambele domenii. Am vrut să văd și o altfel de viață și o altfel de activitate. Pentru că îmi face plăcere să scriu și să interpretez. Pe viitor, cum te vezi? Medic sau muzician? Cum te... În cel mai... bun, caz amândouă. Asta mi-ar plăcea să pot să fac și există exemple în România de... Să găsești o care să le îmbini. Exact, care fac performanță în ambele domenii. Am înțeles că domnul Alifantis a fost foarte încântat de întâlnirea cu tine și ți-a promis că te va susține. Va fi primul tău album? Va fi cu siguranță primul meu album. Acum juriul a fost încântat de piesele pe care le-am avut, am înțeles și mă bucur, dar... mi-e clar că sunt la început și trebuie să reușesc să scriu ceva la același nivel, destule, cât să se poată face un album. Iau asta ca pe o provocare. Îți urăm mult succes în continuare și sperăm să te mai revedem la Călăraș. Mulțumesc! Dar era minunat, sofisticat, ceva de invidiat. De ce l-am șters? Poate mă întrebați. Pentru că mă încurca la mers. Cum mă uitam numai la vers. Noroc că eram singur pe drum. Mă tot închedicam, nu știu cum. Așa că l-am șters. Deși era bun. Ce greu, ce greu.
să trăiesc în asemenea hal, știind cât pot fi de original. Și cât talent și cât fan și ce glorie, dacă aș avea și puțină memorie, am scris un vers care ar fi scris istorie. Dar fiindcă sunt un piedicat, l-am scris, l-am șters și l-am uitat.